Salutare puilor, ce faceți și cum sunteți? După cum am promis, vin și cu vlogul acela, cu prezentarea orașului nostru. În sfârșit, o vreme frumoasă, o vreme însorită ce avem afară. Așa că astăzi mi-am făcut timp să pregătesc pentru voi. Sper să vă arăt ceva frumos și sper să vă placă. Până una alta, nu uitați de like, de subscribe, de distribuirea vlogului. Vă mulțumesc pentru vizionarea tuturor celorlalte vloguri. Hai să lăsăm un comentariu, un like și nu uităm acolo un lucru care deja în ultima vreme a devenit obișnuință la noi până în finală în ianuarie. Vot Mihaela la 1206. Vă pup. Mergem. Așadar și prin urmare soarele, uite că lovește aici periculos la noi. Am ajuns pe centru, am parcat, parcare nu mi-am luat, sper să nu iau amendă. Și în cele din urmă o să vă prezint exact așa cum este acum pe zi. După aia ne întoarcem spre seară și o să vă arăt frumos luminițele. Bine, între timp o să mă și o să fac un antrenament. Hai să mergem. Avem aici trenulețul cu care lumea se plimbă seara. Însă vom aștepta căderea serii și sper că îl vom prinde când va da cu turul pe aici și va plimba oameni. Sincer să fiu cu voi, din ceea ce văd pe timp de zi, nu este absolut nimic special, pentru că nu se văd luminițe, nu se vede absolut nimic și parcă fără zăpadă nu-i nici atmosfera aia. Uiteți, văd că niște oameni aici s-au apucat de lucru. 25 decembrie, sper să terminați de Crăciun, ce să zic. Avem aici câteva căsuțe din astea, căbănuțe sau ce îs, se vând dulciuri, se vând, uite, plăcinte, langoși. Tot felul. Deci, după cum vă spuneam, pe zi nu prea sunt multe lucruri interesante, însă o să vă duc și în locul, în atracția noastră turistică, ca să zic așa, de aici, din satul mare, imediat, doar să vă arăt puțin parcul nostru, care este în construcție și să vă povestesc puțin despre el. Așadar, v-am adus în parcul central, o zonă care este în construcții, toată această zonă, de fapt, tot centru la noi este în construcții, în reabilitare, ca să zic așa, în retransformare. Mai de mult era un sens giratoriu pe aici, se mergea cu mașini, într-un copac de aici, cred că am intrat și eu cu mașina, din câte mi-amintesc, într-o iarnă cu gheață, o poveste, poate vă voi spune cândva, dar acum nu-i momentul. În momentul de față nu este acces, dar spre primăvară, vară, pe acolo, cu siguranță vom avea ceva frumos și va fi un centru, cât să zic, demn de, nu știu, concurență cu celelalte orașe. Dacă ați fost prin Oradea, prin Cluj, prin Brașov, toate orașele acestea au un centru foarte, foarte, foarte frumos. Și acum ne îndreptăm și spre centru, spre zona de divertisment a orașului. Aici fac eu sală, este un centru comercial, deci nu prea multe o să vedem acum, însă o să ne întoarcem spre seară. Cu siguranță, dacă și parcul central ar fi fost amenajat, ar fi fost ceva extraordinar acolo, frumos. Uite că avem aici ceva extraordinar de frumos. Nu știu ce ai făcut aici, un castel sau ce, doamne, ai făcut pe toate lucrurile astea. Însă avem o iesle aici care reprezintă nașterea Mântuitorului nostru. Foarte, foarte frumos aici, priviți. Ceea ce am observat, că dacă am această lavalieră, pune accent doar pe vocea mea și sunetele din jur nu se prea aud. Ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că nu o să-mi iau strike de la muzica de aici. Foarte bine. Hai să vă arăt cum arată. Mare păcat că nu mă plătesc cei din satul mare că le promovez orașul, însă cine știe, poate primesc ceva gratis și de pe aici. Mai ales că sunt și din zonă. M-am primit din celelalte orașe, ca să zic așa, un pic de recunoștință. Hai că intrăm în zona de atracție. Pregătiți-vă! Acum să nu punem noi de Crăciun sponsorul principal, Catena, la intrare, normal, se pare extraordinar. Am pus și Catena aici, nu mă plătește Catena. Uite acolo avem pizzeria, avem de toate. Mamă, ce intrare frumoasă avem aici, extraordinar. Și pentru prima dată în orașul nostru avem o roată. N-am mai văzut niciodată așa ceva, n-am mai văzut pe aici. O grămadă de tarabe, o grămadă de magazinele din astea micuțe. Cu de toate ce avem aici. Până și încălțăminte, diverse accesorii, suveniruri, dacă doriți. O primărie aici, aproape de noi. O vinișor, o pălincuță, dacă doriți. Ce mai avem? Tratamente naturale, lumână. Uite că mai am și eu câte un fan 2 pe aici, m-a oprit o fetiță să facă o poză cu mine. Mă bucură lucrul acesta. Uite, avem tot felul de artizanale, săpunuri aici, lucruri făcut
făcute natural. Haideți să vă arăt cum arată zona mai exact. Mamă, ce bine arată langoșoala de acolo. Poate mă duc după. Așadar, avem o grămadă de căsuțe din astea micuțe în care oamenii vând tot felul de lucruri. Mai sunt și preparate de casă, mai sunt și confecții, mai sunt și suveniruri. Deci tot este luminat aici așa frumos. Și aceasta este atracția principală, deoarece n-am avut niciodată așa ceva până acum. Am adus practic, tot ziceam că vreau să mă duc într-o vacanță la Londra, uite că a venit Londra la mine. Deci, m-am plimbat pe aici prin centru și au venit trei fete să facem o poză și am zis că să vă salute și ele de sărbători. Bună, frățări fericit! Vă pupăm, mersi fetelor, ceau! Da, n-ai cum, mă, n-ai cum, uite, n-ai cum. Ce entuziasmate sunt fetele, apărem în vlogul lui. Să vă dau și o tură cu asta sau să nu vă dau o tură cu asta? Ai de viață mea, păcat că sunt singur care filmez acum, nu am pe nimeni cu mine, că mă duceam să-mi fac aici o poză așa fain frumos ca să vedeți că am aripi de îngeraș și nu coroană de drăcușor. Ia uitați, cred că îi face mentenanța, uite că merge. Oricum ne întoarcem mai spre seară, da? Ați așa că mă duc să-mi iau, o să-mi iau un ceiuț de aici sau ceva, că altfel o să mă plimb cu un ceiuț pe aici. Așadar mi-am luat și ceiuțul acesta, ci că de strugure, dar să mor eu dacă n-are gust de must. Dar nu pot să spun că nu-i bun, e foarte bun, doar că să nu cumva să aibă ceva alcool în el și să-mi fac probleme pe aici. O să mă depărtez încet, încet. Mamă, dar ce frumos arată view-ul ăsta de aici din spate. Doamne fer, stați așa. Așadar mai venim pe aici pe lângă niște tărăbele din astea. Lumea se uită un picuț ciudat aici la mine, probabil nu e obișnuită cu astfel de chestii. Prea puțin sunt obișnuiți aici la noi să vadă o persoană care se filmează și vorbește singură, însă deja lucrul acesta este foarte, foarte popular și foarte, foarte normal, ca să zic așa. Că avem miere de albină, avem tot felul de vaze, de confecții. Mă îndrept încet, încet către mașină. Nu vreau să-mi iau amendă. N-am vrut să mai plătesc parcare pentru cât am venit să filmez. Și mă duc la sală să fac deta mai antrenamentul. Și după ce fac deta mai antrenamentul, se va lăsa seara și voi veni aici și vă voi arăta cât de frumos este cu luminițe. Pentru că acum nu este absolut nimic special. Oricum lumea nu s-a adunat încă. Spre seară o să fie mai multă lume. Și o să vă arăt spectacolul luminilor de aici, din satul mare. Încă o dată, nu uitați, vă rog frumos, văd Mihaela acolo, să o susținem pe oșanca noastră, să câștige, să ne aducă trofeul la satul mare și să ne bucurăm cu toții de sărbători. Voi trăiți sărbătorile. Deci am lipsit în jur de jumătate de oră, ca să zic așa, 45 de minute cât am filmat și cât m-am plimbat pe aici și nu am amendă. Wow, sunt impresionat. O să mă pun să mai stau un picuț în mașină, o să mă uit probabil și la ce am filmat, să fie ceva calitativ și frumos pentru voi, să fac așa o verificare și după aceea probabil mă voi duce să mă antrenez, nu știu dacă voi pune ceva și din sală, o să văd eu și o să mă întorc când va fi întuneric și vor fi lumini frumoase. Ceea ce tot am vrut să vă arăt, că probabil până acum m-ați văzut mai mult pe mine și un oraș ca oricare altul, dar fiind orașul meu, îl iubesc așa cum e. Vă pup! Așadar, uite că a venit seara și totul a prins viață. Nu o să mă filmez prea mult pe mine, deoarece camera frontală nu prinde așa de bine, însă o să vă filmez tot ceea ce este aici. Hai să mergem! Altceva? S-a mai schimbat un pic, nu? Mergem. Deci, tot ce ați văzut pe zi acum este luminat și dă o ambianță extraordinară și mult mai frumoasă. Ia priviți aici aceste castelușe sau ce sunt, sau iezlea în care s-a născut Mântuitorul, lăudat să fie numele. Uite ce frumos este și aici intrăm. Uite că dat mi-a fost să prind și trenulețul exact în momentul lui de glorie, când iese el frumos de aici. Ia uitați, vine trenulețul și oamenii, copiii, părinții care se simt bine și se distrează. Ia uitați-vă, e de poveste, practic, e de poveste, pur și simplu. Da, în momentul în care veniți seara, așa că vă sugerez, dacă vă doriți să vizitați, să veniți seara, pentru că este cu totul altceva. Priviți aceste tarabe, căsuțe, cât sunt de frumoase, așa, și acest brad acolo. Mamă, dar ce mișto este. Luminițe, ăsta da brad, nu, ăsta unde îl bagi? Uitați la scaunul lui Nelson Mondial, a ajuns pe aici pe la... Ei, să scrieți acolo în comentarii dacă cumva este o diferență dintre zi și seară. Eu consider că este o diferență foarte, foarte mare și că seara
Atunci când întunericul se lasă, e cu totul și cu totul altceva. Mult mai frumos, de 1000 ori mai frumos. Wow! Mai fac una așa și din față, mă bag și aici în luminițe și mă învârt un pic, că poate cine știe, datorită luminițelor ăstora arăt mai bine sau mai frumos, nu știu. Păi asta a fost o glumă proastă, dar treacă meargă. Una peste asta, alta, ia uitați-vă cât de frumoasă roata asta aici așa. Și tot aici împrejur. Ia uitați, super, super mișto, super frumos. Trebuie să urc undeva sus ca să vă arăt cum arată de sus. Așa, dar am urcat aici lângă primărie sus ca să vă arăt această panoramă frumoasă rău de tot. Super mișto, super frumos. Am trecut acolo pe lângă o tarabă de burger grill, nu știu ce doamne este acolo. Băi, dar foarte, foarte, foarte frumos. Miroase. Mamă. Băi, într-o zi o să mă dau și eu cu roata asta. Că de ce nu la urma urmei? Nu azi? Că sunt singur, dar când o să vin într-o zi și nu, o să mai fiu singur. Să-mi scrie acolo cine ar vrea să se dea în roată cu mine. Așadar, sper că v-a plăcut spectacolul cu luminițe, ce v-am arătat aici. Arată foarte frumos, mai mult mai frumos, părerea mea, dacă vezi în realitate. Așa, dacă vii și filmezi și una alta, nu se vede chiar așa de bine. Dar când ești aici, sau mai ales dacă vii cu copii sau cu micuți, văd că se bucură foarte mult, dar și pentru un cuplu care vrea să facă o plimbare de seară, cred că e ceva ideal, așa, chill, de cartier, de oraș, costisitor, nu zic că nu e, că dacă începi să-ți cumperi de pe aici una alta, eu zic că ajungi la o sumă, dar e ok. Așa că ieșim de aici, din Țara Minunilor, așa o ține până în centru. Probabil dacă parcul central era terminat, aveam și acolo luminițe frumoase și ceva special, însă ne mulțumim și cu atât. Așadar, prietenii mei dragi, acesta a fost vlogul. Sper să vă placă ceea ce vedeți sau sper că v-a plăcut ce ați văzut. Eu vă pup din suflet, nu uitați acolo ca întotdeauna să dați un like, un subscribe, să nu lăsați un comentariu și vă promit eu că de acum înainte voi încerca să vă răspund la comentarii mai des decât am răspuns până acum. Ia uitați că am mai prins o dată trenul, că face curs întoars. Drăguț! Drăguț! Christmas! Așadar, cam asta a fost acțiunea. Vă mulțumesc pentru vizionarea vlogului. Nu uitați să-l distribuiți dacă vă doriți, să lăsați acolo un like pentru că este foarte important și mulți care priviți aceste vloguri nu sunteți abonați la canal. O abonare la canalul meu de YouTube este gratuită și asta arată susținerea voastră față de mine și faptul că îmi răsplătiți munca asta un picuț acolo cu abonare, da? Ne vedem data viitoare, vă pup din suflet și să-mi spuneți dacă v-a plăcut în comentarii. Pupici!